Se gândi în cele din urmă că nu avea niciun spor pentru că locuia la oraș, înconjurată de străzi gri și de ziduri. Poate ar merge mai bine dacă m-aș duce la țară să privesc pădurile și câmpurile. Era de fel din Varmland și voia să înceapă cartea cu niște povestiri despre acea provincie. Se gândise că ar fi fost o plăcere pentru copii să afle despre îndeletnicirile locului. Le-ar fi povestit cum se serbau în casa ei Crăciunul, Anul Nou, Paștele și Solstițiul de vară, cum erau bucătăria și baia lor, cămara, hambarul și grajdul. Dar când se scrie, stiloul parcă nu voia să se miște. Nu putea înțelege de ce, dar așa se întâmpla. Își amintea foarte bine toate acestea, de parcă erau aievia. Îi spuse că dacă tot voia să plece la țară, era bine să meargă să mai vadă odată acel conac vechi, înainte să scrie despre el. Nu mai fusese de mulți ani acolo și nu găsea niciun motiv să meargă. De fapt, întotdeauna tânjise să fie acolo, indiferent unde fusese plecată. Nu era ușor să meargă acasă, fiindcă proprietatea fusese vândută unor oameni necunoscuți. Nu-și imaginase niciodată că întoarcerea acasă i-ar fi putut face atâta plăcere. Pe când mergea cu trăsura spre vechiul conac, se simțea din ce în ce mai tânără. Nu mai era bătrânica aceea cu părul grizonat, ci o fetiță cu fustă scurtă și cosițe lungi. Recunoscând fiecare gospodărie, de-a lungul drumului, își închipui că acasă totul urma să fie neschimbat, că tatăl ei, mama, frații și surorile aveau să o întâmpine pe verandă, că vechiul îngrijitor avea să alerge spre fereastra bucătăriei ca să vadă cine venea. Se înveselea pe măsură ce se apropia de casă. Era toamnă. Pe drum observă cum fermierii săpau cartofii. Probabil că acasă se întâmpla același lucru. Toamna fusese blândă. Se apropia vremea bâlciului. Măcar să nu-i găsească făcând curățenia generală de toamnă. Deschiderea bâlciului era un eveniment special, mai ales pentru servitori. Era o plăcere să vină în bucătărie și să găsească podeaua frecată cu tulpină de ienupăr, pereții spoiți cu var și tacâmurile de aramă sclipitoare atârnate de tavan. Nici după festivitățile din târg nu era vreme de odihnă, căci venea timpul melițării inului. Inul se întindea pe câmp pentru topit, se ducea în baia veche de aburi unde se aprindea soba ca să se usuce meiul. Când era suficient de uscat pentru a se lucra cu el, se chemau toate femeile din vecinătate. Femeile alegeau inul și îl băteau ca să separe fibrele lungi de tulpinile uscate. Melițele tocau toată ziulica, iar gurile femeilor nu mai tăceau, așa că oricine se apropia putea crede că se pornise o furtună acolo. Urmau coptul pâinii și tunsul oilor, tăiatul animalelor și pregătirea pastramei și a cârnaților. Cea mai mare grabă era în preajma Crăciunului. De ziua Sfintei Lucia, servitoarea purta rochie albă, ținea lumânări în mână și servea pe toți cu cafea la 5 dimineața, ca un simbol că în următoarele 2 săptămâni nu puteau dormi prea mult, căci se prepara berea pentru Crăciun, se usca peștele, se coceau pâinea și prăjiturile și se făcea curățenia generală. Când vizitiul opri caii la capătul aleii, așa cum îl rugase, scriitoarea se gândea la cum se coceau înainte prăjiturile de Crăciun și tăvile cu fursecuri. Tresărica, deșteptată dintr-un somn profund, avea senzația sumbră că se trezise noaptea în singurătate după ce visase atâția oameni în jurul ei. Cât de mult i-ar fi plăcut să dea timpul înapoi. Auzise că locul se schimbase mult. Nu putea observa diferența pe întuneric
și își imagina că totul rămăsese la fel. Lacul era acolo. În tinerețea ei, lacul fusese plin de crap, pe care nimeni nu îndrăznea să-l pescuiască, fiindcă tatăl ei voia ca peștii să fie lăsați în pace. Mai erau casele servitorilor, cămara și hambarul. Clopotul de chemare la masă se afla pe o latură a acoperișului, iar morișca de vânt pe partea cealaltă. Curtea din fața conacului semăna cu o cameră rotundă fără vedere în vreo direcție, ca pe vremea tatălui ei, căci el nu se îndurase să taie nici măcar o tufă. Ea rămăsese în umbră sub scorușul cel mare la intrarea în curte și se uita împrejur. Pe când stătea în picioare, se întâmplă ceva ciudat. Un stol de porumbei veni și se așeză lângă ea. Nu-i venea să creadă că erau păsări adevărate, căci porumbeii nu zboară după asfințitul soarelui. Pe semne că fuseseră treziți din somn de lumina frumoasă a lunii. Crezuseră că se lumina și zburaseră din porumbar. Erau confuzi și nu știau unde se află. Văzând o ființă omenească, zburară către ea ca și cum le-ar fi fost călăuză. Acum scriitoarea era nespus de bucuroasă că aceste păsări drăguțe veniseră să o întâmpine în fața casei părintești. Cine știe? Poate că porumbeii zburaseră noaptea aceea ca să-i arate că nu uitaseră vechea și primitoarea lor casă. Sau poate că tatăl ei își trimisese păsările să o întâmpine ca să nu mai vadă așa tristă și singură la venirea acasă. Gândind astfel, o cuprinse un dor nebun de timpurile de altă dată și ochii se umplură de lacrimi. Ce viață frumoasă avusese acolo! După săptămâni întregi de muncă, venea câte o sărbătoare. Trudeau de dimineața până seara, dar seara se adunau în jurul lămpii ca să citească. Cultivau grâne, trandafiri și asomie, torceau in și cântau melodii populare. Plantau varză, nap, mazăre și tot felul de fructe de pădure. Învățau la istorie și gramatică, dar și jucau teatru sau scriau versuri. Găteau mâncare, dar și cântau la flaut, chitară sau pian. Cum trăise mulți ani în singurătate, reușise să păstreze în minte atâtea povești și legende. Apoi se uită la stolul de porumbei și le zise, râzând de ea însăși: Vă rog, mergeți la tata și spuneți-i că mi-e dor de casă. Am umblat destulă vreme prin locuri străine. Întrebați-l dacă ar putea aranja să mă întorc în curând în casa copilăriei. Când o auziră rostind aceste vorbe, porumbeii se ridicară în văzduh și dispărură. Încercă să-i urmeze cu privirea, dar parcă se topiseră în văzduhul sclipitor. După plecarea lor, scriitoarea auzi niște strigăte pătrunzătoare din grădină și, mergând într-acolo, văzu ceva neobișnuit. Un pitic se lupta cu o bufniță. Mai întâi înlemni de uimire. Auzindu-l pe pitic strigând din ce în ce mai jalnic, interveni să-i despartă pe bătăuș. Bufnița zbură într-un copac, dar piticul rămase pe aleea cu pietriș, fără să încerce să fugă sau să se ascundă. Mulțumesc pentru ajutor, zise el. Ai făcut însă o mare prostie că ai lăsat-o pe bufniță să scape. Acum nu mai pot pleca de aici pentru că mă pândește din copac. Ai dreptate, a fost o prostie din partea mea. Ca să-mi repar greșeala, te-aș putea însoți până acasă, răspunse scriitoarea, oarecum surprinsă de modul în care intrase în vorbă cu piticul. Era ca în copilărie, când de fiecare dată când ieșea din casă la lumina lunii, tot aștepta să îi se întâmple ceva extraordinar. De fapt, aveam de gând să rămân aici la noapte, spuse piticul. Dacă mi-arăți un loc unde pot dormi în siguranță, nu voi fi nevoit să mă întorc în pădure până în zorii zilei. Să-ți arăt un loc de dormit? Nu ești al locului.
Poate crezi că sunt un spiriduș, spuse piticul, dar sunt om ca și tine, deși am fost vrăjit de un spiriduș. Acesta este cel mai uimitor lucru pe care l-am auzit vreodată. N-ai vrea să-mi povestești cum ai intrat într-o asemenea încurcătură? Băiatul îi povesti cu plăcere aventurile lui, iar ea era din ce în ce mai uimită și bucuroasă. Ce noroc am avut să dau peste cineva care a călătorit peste întreaga Suedie pe spatele unei gâște, își zise ea. Voi scrie în carte toate câte mi-a povestit. De acum nu mai fac griji în privința asta. Bine că am venit acasă. Când te gândești că am primit ajutor imediat ce am ajuns la conac. Atunci îi veni o idee. Prin porumbei îi trimisese vorbă tatălui ei că e dor de casă și primise imediat ajutor. Oare acesta să fi fost răspunsul tatălui la rugăciunea fiicei sale? Chiar de la începutul călătoriei din acea toamnă, gâștele zburară direct spre sud. La plecarea din ținutul Fryksdalen, schimbară direcția călătorind spre Värmland și Dalsland spre Bohusland. Ce călătorie veselă! Bobocii se obișnuiseră cu zborul și nu se mai plângeau de oboseală. Iar băiatul își recăpătă starea de bună dispoziție. Se bucura că în sfârșit vorbise cu o ființă umană. Îl încurajase răspusele femeii. Anume că, dacă va continua să facă bine tuturor celor pe care îi va întâlni, deznodământul va fi fericit. Totul avea să se termine cu bine. Ea nu știu să se spună cum putea redeveni om, dar îi dăduse puțină speranță. Ceea ce îl făcuse pe băiat să caute o soluție pentru ca Martin să nu se mai întoarcă acasă. Știi, gâscanule, va fi cam plictisitor să stăm acasă toată iarna după o excursie atât de frumoasă, spuse băiatul în timp ce zburau prin văzduh. Eu zic să plecăm în țări străine cu gâștele. Nu ești în toate mințile, răspunse gâscanul. Acum, după ce le dovedise gâștelor călătoare că era în stare să le însoțească până în Laponia, era o plăcere pentru el să se întoarcă acasă în adăpostul gâștelor din grajdul de vite. Băiatul tăcu privind peste Värmland, unde pădurile de mesteceni, crângurile și grădinile erau înveșmântate nuanțe de roșu și galben. Nu cred să fi fost pământul vreodată mai frumos decât astăzi, remarcă el. Lacurile sunt ca de mătase, iar malurile lor ca niște brățări late de aur. Nu crezi că ar fi păcat să ne oprim la Vemminhög și să nu mai vedem lumea? Credeam că vrei să te întorci acasă, la mama și tatăl tău, să le arăți ce băiat minunat ai devenit, spuse gâscanul. Toată vara, Martin visase la clipa de mândrie când avea să aterizeze în curtea din fața căsuței lui Holger Nielsen și să-i prezinte pe Dan, fiind și pe cei 6 boboci, gâștelor și puiilor, vacilor și cailor și chiar stăpânei casei, Holger Nielsen. Așa că nu primi propunerea băiatului cu prea multă încântare. Acum, gâscanule Martin, nu crezi că ar fi greu fără să mai vezi toate frumusețile astea? Zise băiatul. Aș vrea să văd mai degrabă câmpurile cu grâne din Soderslat decât dealurile astea sărace, răspunse gâscanul, dar știi prea bine că nu mă pot despărți de tine, chiar dacă vrei să călătorești mai departe. Asta mă așteptam să aud de la tine, spuse băiatul, răsuflând ușurat. După ce ajunseră deasupra Bohuslandului, băiatul observă că întinderile de munți erau neîntrerupte, că văile păreau niște prăpăstii, în timp ce lacurile lungi de la palele lor erau negre de parcă ar fi venit din străfundurile pământului. Și acesta era un ținut minunat, când luminat, când umbrit,
I se păru că avea ceva sălbatic și ciudat în el. Nu știa de ce, dar avea impresia că acolo fuseseră cândva nenumărați eroi puternici și neînfricați, care trăiseră tot felul de aventuri. Se trezi în el vechea plăcere de a lua parte la întâmplări extraordinare. Se prea poate însă ca eu să fiu sortit să duc o viață liniștită, se gândi el. Oricum, cel mai bine e să iei lucrurile așa cum sunt. Nu îi spuse gâscanului nicio vorbă despre asta, fiindcă zburau acum spre Bohuslan cu toată viteza, iar Martin sufla atât de greu încât nu ar fi putut să-i răspundă. Soarele era departe, la orizont, și dispăru într-o clipă după un deal. Totuși, gâștele își continuau zborul. În cele din urmă văzură la vest o fâșie de lumină care devenea din ce în ce mai lată pe măsură ce gâștele înaintau. Era marea ce se întindea înaintea lor, albă ca laptele, cu străluciri de roșu, trandafiriu și albastru ca cerul. Pe când zburau în jurul stâncilor de pe coastă, soarele le reapărea în față, plutind peste întinderea mării, roșu și mare, gata să se arunce în valuri. Băiatul admira marea nesfârșită și soarele roșiatic al serii, care strălucea atât de blând, încât degețel îndrăznea să se uite direct la el. Simțea cum pacea îi cuprindea sufletul. Ce rost are să fii trist, Nils Holgersson, îl întrebă soarele. În lumea asta frumoasă este loc pentru toți, de la mic la mare. Este plăcut să fii liber și fericit și să ai deasupra ta doar cerul. Gâștele dormeau pe o insuliță stâncoasă. Către miezul nopții, pe când luna se înălțase pe cer, bătrâna Aca își scutură somnul de pe pleoape și se duse să le trezească pe Ikshi și Kakshi, Colme și Nelia, Visi și Kuzi. În cele din urmă îl deșteptă și pe degețel împingându-l cu ciocul. Ce s-a întâmplat, mamă Aca? Întrebă el îngrijorat. Nimic grav, îl asigură Aca. Doar că noi șapte, care suntem de mult timp împreună, vrem să pornim spre largul mării și ne întrebam dacă n-ai vrea să vii cu noi. Băiatul știa că Aca nu i-ar fi propus asta dacă nu ar fi fost vorba despre ceva important, așa că se urcă numai decât pe spatele ei. Se îndreptară direct spre vest. Gâștele sălbatice zburară mai întâi peste un șir de insule mici și mari din apropierea coastei, apoi pe deasupra mării până ajunseră la un grup de insule numit Vadăr. Acestea erau joase și stâncoase, iar în lumina lunii se putea vedea cât de abrupte erau. Aca ateriză pe una dintre cele mai mici insule. Era ca un deal stâncos, cenușiu și rotund, străbătut de o despicătură în care marea pătrunsese frumos, cu nisip și câteva scoici. În timp ce băiatul se dădea jos de pe spatele gâștei, observă în apropiere ceva care arăta ca o piatră zimțată. Își dădu imediat seama că era de fapt un vultur care înoptase pe insula. Înainte ca băiatul să se mire, cum de gâștele aveau curaj să aterizeze lângă un asemenea dușman, pasărea zbură către ei, iar băiatul îl recunoscu pe Gorgo. De bună seamă, Aca și Gorgo stabiliseră dinainte să se întâlnească, fiindcă niciunul dintre ei nu era surprins să-l vadă pe celălalt. Bravo, Gorgo, zise Aca, nu mă așteptam să ajungi la locul de întâlnire înaintea noastră. Ai venit de mult? Am venit încă de aseară, răspunse Gorgo, dar mă tem că merit laude doar pentru faptul că am onorat întâlnirea cu tine. Nu prea am reușit să duc la îndeplinire sarcina pe care mi-ai dat-o. Gorgo, sunt sigură că ai reușit, chiar mai mult decât bănuiești, îl asigură Aca. Înainte de a ne povesti toate câte ți s-au întâmplat în călătoria ta,
Îl voi ruga pe degețel să mă ajute să găsești ceva ce se spune că este îngropat pe această insulă. Băiatul admira două scoici frumoase, dar ridică privirea când Aca îi pronunță numele. Degețel, te-ai întrebat poate de ce ne-am abătut din drum și am zburat spre partea vestică a mării, spuse Aca. Sincer, chiar mi s-a părut ciudat, răspunse băiatul, dar am știut că mereu ai motive întemeiate în acțiunile tale. Ai o părere bună despre mine, răspunse Aca, dar tare mă tem să nu ți-o schimbi acum, că se prea poate să fi călătorit în zadar până aici. Cu mulți ani în urmă, eu și alte două gâște sălbatice am fost prinse de furtună în timpul unui zbor de primăvară și vântul ne-a purtat până pe insula aceasta, descoperind că înaintea noastră se întindea doar marea, fără sfârșit, ne-am temut să nu fim duse de vânt prea departe și să nu mai putem găsi drumul înapoi spre casă. Ne-am așezat pe valuri, între aceste două stânci golașe, unde furtuna ne-a silit să rămânem vreme de câteva zile. Sufeream de foame și ne-am aventurat în căutarea hranei până la despicătura dintre aceste două stânci. Nu am găsit niciun fir de iarbă, însă am observat câțiva săculeți bine legați la gură pe jumătate îngropați în nisip. Nădăjduiam să găsim grăunțe în săculeții aceia, așa că am tras de ei și am târât până le-am sfâșiat pânza. Nu a ieșit nicio grăunță, ci doar bani strălucitori de aur. Nefiindu-ne de niciun folos nouă gâștelor, i-am lăsat unde erau. Nu ne-am mai gândit la acea descoperire an de-a rândul, dar anul acesta a intervenit ceva care ne-a făcut să avem nevoie de aur. Nu știm dacă acea comoară mai este acolo, dar am călătorit până aici ca să te rugăm să verifici tu. Ținând o scoică în fiecare mână, băiatul sări în despicătura dintre stânci și începu să sape în nisip. Nici urmă de pungi. Făcu o groapă adâncă în nisip și atunci auzi un clinchet metalic. Dăduse peste un ban de aur. Apoi săpă cu degetele și simți cum monede multe în nisip se întoarse la ca într-un suflet. Sacii au putrezit și s-au destrămat, exclamă el, iar banii s-au împrăștiat prin nisip. Foarte bine, spuse Aca. Acum umple gaura la loc și netezește nisipul ca nimeni să nu observe că a fost răscolit. Băiatul făcu așa cum i se spusese, dar când urcă înapoi pe stâncă, văzu cu uimire că gâștele erau aliniate cu Aca în frunte, venind spre el cu un aer grav. Se opriră în fața lui, plecându-și capul de mai multe ori la rând, și păreau atât de ceremonioase încât băiatul își scoase fesul și făcu și el o plecăciune. De fapt, spuse Aca, noi, gâștele bătrâne, ne-am gândit că ne-ai ajutat foarte mult și n-am vrea să te lăsăm să pleci fără să te răsplătim. Nu v-am ajutat, voi sunteți cele care ați avut grijă de mine, zise băiatul. Noi credem că nu se cuvine să te lăsăm să pleci la fel de sărac cum ai venit, de vreme ce ai călătorit cu noi tot drumul. Știu foarte bine că lucrurile pe care le-am învățat cât timp am călătorit cu voi anul acesta valorează mult mai mult decât aurul, zise băiatul. De vreme ce acești bani stau de atâta timp aici, fără ca cineva să-i caute, cred că ți se cuvin, declară Gâsca. Parcă ziceai că voi aveți nevoie de comoară, i-aminti băiatul. Da, chiar avem, ca să te răsplătim pe tine. Vrem ca părinții tăi să creadă că ai muncit un an întreg ca îngrijitor de gâște pentru niște nobili. Băiatul se întoarse pe jumătate și privi spre mare, apoi se uită drept în ochii Acăi. Mamă Aca, se pare ciudat că nu mai ai nevoie de serviciile mele și că mă plătești înainte ca eu să-ți cer asta, spuse el. Cu siguranță vei rămâne cu noi câtă vreme vom fi în Suedia, zise Gâsca. Fiind atât de aproape, voiam doar să-ți arăt unde este comoara.
Tot pare că vreți să scăpați de mine, înainte ca eu să vreau să plec. Se întristă degețel. După câte clipe frumoase am petrecut împreună, cred că ar trebui să mă lăsați să vă însoțesc și peste hotare. Auzind acestea, Aca și celelalte gâște își înălțară gâturile și tăcură o clipă, rămânând cu ciocurile întredeschise. La asta nu m-am gândit, mărturisi Aca, mirată. Înainte să iei hotărârea de a ne însoți, să-l ascultăm și pe Gorgo. Știi foarte bine că la plecarea din Laponia, înțelegerea dintre mine și el a fost să te duc acasă în Scania, ca să încerce să negocieze cu Spiridușul. Așa este, încuvință Gorgo, dar după cum ți-am spus, nu am avut noroc. După ce am găsit gospodăria lui Holger Nielsen, i-am dat târcoale în zbor până l-am văzut pe Spiriduș strecurându-se printre șoproane. Am zburat direct spre el și l-am dus pe o pajiște unde am putut vorbi în liniște. I-am spus că am fost trimis de Aca din Kepnăcaș ca să îl întreb dacă nu ar putea să-i pună condiții mai blânde lui Nils Holgersson. Aș vrea să fie cu putință, răspunse el, căci am auzit că a fost tare cu minte în călătorie, dar asta nu depinde de mine. Apoi mi-am ieșit din fire și am spus că-i scot ochii dacă nu schimbă părerea, zise Gorgo. Poți să-mi faci ce vrei, replică el, dar cu Nils Holgersson va rămâne cum am spus. Ar face bine să vină acasă cât mai curând cu gâscanul lui, căci aici lucrurile se înrăutățesc. Tatălui a trebuit să plătească o datorie în locul fratelui său, în care s-a încrezut orbește. Apoi a cumpărat un cal cu bani împrumutați, iar calul a ologit chiar din prima clipă când l-a pus la căruță și de atunci nu-i mai este de niciun folos. Transmite lui Nils că părinții lui au fost nevoiți să vândă două vaci și în curând vor trebui să renunțe la gospodăria lor, dacă nu-i ajută cineva. La auzul acestor vorbe, Nils se încruntă și își încleștă pumnii atât de tare încât îi intrară unghiile în carne. Foarte crud din partea Spiridușului să-mi pună condiții atât de dure ca să nu pot merge acasă să-mi ajut părinții decât dacă îmi trădesc prietenul. Mama și tatăl meu sunt oameni corecți. Știu că mai degrabă s-a lipsit de ajutorul meu decât să știe că vin acasă cu conștiința încărcată. După ce părăsiră Bohuslanul, gâștele sălbatice își căutară loc de popas în partea de vest a Vastergotlandului. De îndată ce găsiră o baltă, se lăsară din zbor și adormiră numai decât. Nils se duse pe o movilă din apropiere ca să se pună la adăpost de umezeală, dar când era pe punctul de a țipi, auzi niște glasuri de copii și văzu o ceată de vreo 12 școlari venind pe drum în frunte cu învățătoarea lor. Dornic să fie alături de cei de seama lui, băiatul se luă după grupul de elevi, furișându-se în urma lor pe marginea drumului. Ca să-i bine dispună pe copii, învățătoarea le spunea tot felul de povești. Iar când Nils se alătură cetei, școlarii tocmai se pregăteau să asculte legenda bătrânului uriaș din Vastergotland, care se mutase pe o insulă îndepărtată din Marea Nordului. În timpul unei furtuni praznice, în miez de noapte, o corabie s-a lovit de țărmul unei insulițe din Marea Nordului și singurii supraviețuitori au fost doi marinari. Uzi până la piele și tremurând de frig, s-au îndreptat cu bucurie spre un foc pe care l-au văzut arzând în apropiere, fără să le pese de primejdile pe care le-ar fi putut întâlni. Lângă foc stătea un uriaș bătrân, de care oamenii se speriară. Cum însă vântul sufla cu putere și singura lor șansă în fața morții era să se încălzească undeva peste noapte, se apropiară de uriaș cu pași șovăielnici și îl rugară să-i lase să stea și ei lângă foc.
Dar cine sunteți voi? Întrebă uriașul morocănos. Suntem doi marinari din Vastergotland și am naufragiat aici, pe insula dumitale. De obicei nu primesc oaspeți, dar fiindcă sunteți din Vastergotland, o să vă las să vă încălziți la focul meu. Și eu sunt de fel din Vastergotland. Ce mult mi-ar fi plăcut să văd cum arată oamenii de acolo. Sunt însă bătrân și orb și nu pot să vă privesc chipurile. Ia, dați-mi unul dintre voi mâna ca să simt dacă prin venele celor din Vastergotland mai curge sângele fierbinte de altă dată. Oamenii se sfiau să-i întindă mâna uriașului, crezând că e vreun truc ca să-i mănânce sau să le rupă oasele. Cum știau că bătrânul nu vede, se gândiră să-i dea în locul mâinii un vătrai cu care tocmai scormoniseră în foc și care era cât se poate de încins. Uriașul strânse vătraiul cu toată puterea și exclamă: ce sânge fierbinte curge prin venele celor din Vastergotland! Țara mea e pe mâini bune! Cum mai sunt dealurile pe acolo? Cum le știi? Răspunse unul dintre marinari. Dealurile acelea le-a făcut taică meu, zise uriașul cu mândrie. Într-o bună zi și-a scos ghetele de piatră din picioare și-a pus una la răsărit și cealaltă la apus. Apoi și-a dat jos pălăria de piatră și-a așezat-o ca măgură pe malul lacului Vanern. Mi-a luat și mie fesul de pe cap și-a făcut un deal în altă parte, iar buzduganul lui de piatră l-a azvârlit cât colo. Astfel au apărut toate acele dealuri și cred că tatăl meu merită să fie lăudat în veci pentru ceea ce a făcut. Mai mult decât tatăl dumitale, cred că ar trebui să fie lăudați oamenii care scot minereul din acele dealuri, care taie copacii și care transportă buștenii pe apă până la fabricile de cherestea, oamenii care lucrează pământul și construiesc orașe, adăugă unul dintre marinari. Uriașul se încruntă când auzi că oamenii ajunseseră să stăpânească natura și că ținutul lui natal arăta cu totul altfel decât îl știa el din copilărie. Atunci n-are rost să mă mai întorc acolo, suspină el. Cu toate acestea, aș vrea să-i fac un dar celui mai destoinic om din Vastergotland. Luați inelul acesta, iar când veți ajunge înapoi acasă, dați-l celui care credeți că îl merită. După ce îi lăsă pe cei doi marinari să se odihnească peste noapte lângă foc, uriașul făcu în așa fel încât să ademenească o corabie înspre insula lui, iar a doua zi dimineață oamenii putură pleca în siguranță spre casele lor. Când ajunseră în Vastergotland, marinarii se duseră la cel mai harnic om din ținut și îi dădură inelul. Omul însă nu-l puse pe deget, ci îl agăță de una dintre rămurelele unui stejar tânăr. Copacul începu să crească văzând cu ochii. Se umplu de frunze și făcu o mulțime de ghinde. În scurt timp însă a început să se ofilească și pe cât fusese de frumos și de rodnic, pe atât ajunse de putred și de găunos. Omul atunci își zise: inelul uriașului are pe semne darul de a-i da omului niște puteri nebănuite într-un timp foarte scurt. Pe de altă parte însă îl sleiește de puteri la fel de repede și îl lasă sărac și nefericit. Nu o să-l port niciodată și sper ca nimeni altcineva să nu-l găsească vreodată, căci nu ne-a fost dat cu gânduri bune. De atunci încoace, de fiecare dată când vreun om din Vastergotland începe cu sârg o treabă, dar nu reușește să o ducă până la capăt, se spune că a găsit inelul uriașului. Într-o zi, de la începutul lunii noiembrie, gâștele sălbatice zburau spre Scania, pe deasupra munților din provincia Halland. Se odihniseră vreme de câteva săptămâni, pe câmpiile întinse
și se simțiră minunat vizitându-și vechile prietene, jucând tot felul de jocuri și participând la diferite întreceri. Pe Nils însă nu-l prea bucură popasul prelungit din Västergötland. Încercase să se țină tare, dar îi venea greu să se împace cu soarta lui. Dacă aș fi plecat din Scania și m-aș fi îndreptat spre alte țări, aș fi fost mai liniștit, zicea el. Într-o dimineață, gâștele porniră în sfârșit la drum, zburând peste Holland. La început, băiatului nu-i prea păsa de peisaj. Îl zicea că nu era nimic nou de văzut, dar când gâștele sălbatice se îndreptară spre sud, de-a lungul coastei, băiatul a plecat peste gâtul gâscanului, nu-și mai putea lua ochii de la priveliște. Vedea cum dealurile rămâneau în urmă și cum se lățea câmpia. Observă totodată că țărmul era mai puțin peticit, că insulele se îngustau și dispăreau, iar marea se întindea netedă până la țărm. În ținutul acesta nu mai erau păduri, ci doar câmpie până la orizont. Întreaga regiune îi amintea lui Nils de Scania și privind-o, băiatul se simțea deopotrivă fericit și trist. Nu suntem foarte departe de casă, își zise el. În timpul călătoriei, bobocile întrebară deseori pe gâștele bătrâne. Cum este pe meleagul străine? Aveți răbdare, veți vedea în curând, răspundeau gâștele bătrâne. Când trecură pe lângă muntele Holland, după ce intrară de ceva vreme în Scania, Aca strigă. Uitați-vă în jos, priviți împrejur, este ca pe meleagurile străine. Tocmai atunci treceau peste munții Söder. În acea zonă toate dealurile erau înveșmântate cu păduri de fag și presărate cu minunate castele, turnuri. Printre copaci pășteau căprioarele, iar pe izlazuri zburdau iepurii sălbatici. Cornurile vânătorilor sunau din păduri, iar lătratul tare al câinilor se auzea până la gâștele sălbatice. Pe potecile late care șerpuiau printre copaci, călătoreau doamne și domni, fie în trăsuri strălucitoare, fie pe cai minunați. La poalele munților se întindea lacul Ring, iar pe o peninsulă îngustă se înălța vechea mănăstire Bojo. Așa e pe meleagurile străine? Întrebară bobocii. Exact așa arată acolo unde munții sunt împăduriți, răspunse Aca, doar că asta se întâmplă mai rar. Aveți răbdare și veți vedea cum arată de obicei. Aca le conduse pe gâște spre câmpia cea mare a Scaniei, în sud, unde văzură ogoare mănoase, pline de sfeclă și cu legători trudini din greu, așezați în șiruri lungi. Aici admirară casele scunde și văruite, bisericile mici și albe, fabricile de zahăr urâte și cenușii și sătucurile de lângă gări. Fiecare lac împrejmuit de fagi avea alături un conac grandios care sclipea în soare. Uitați-vă în jos acum, priviți cu atenție, strigă Aca. Așa este pe alte meleaguri. De la coasta Mării Baltice până la Alpii cei înalți. Mai departe de atât, nu am călătorit niciodată. Când bobocii văzură șesul, zburară în josul coastei Oresand. Lungi mlăștinoase coborau lin spre mare. În unele locuri erau diguri înalte, iar în altele întinderi de nisip, îngrămădit în formă de bancuri și movile. Satele de pescari erau înșirate pe coastă. Se vedeau lungi rânduri de case din cărămidă, câte un far la marginea digurilor și plase de pescuit atârnate pe pari la uscat. Uitați-vă în jos, priviți cu atenție, așa arată țărmurile din țările străine. După un zbor prelungit, Aca coborâ brusc pe o turbărie din districtul Vemmenhög. Băiatul știa că ea călătorise peste Scania ca să-l facă să se mândrească de zona în care locuia și
care se asemăna cu cele mai frumoase regiuni din lume. Era însă inutil, fiindcă băiatului nu-i păsa dacă ținutul era bogat sau sărac. Avea inima frântă de dor din clipa când văzuse primul izlaz cu sălcii.